Peștișorii aurii. A fost odată ca niciodată un flăcău sărac. Într-o zi se duse în pădure după lemne de foc. În drumul său trecu pe lângă un izvor. Lângă izvor zări trei peștișori aurii care se zbăteau pe uscat. Flăcăul cel bun la suflet îi aruncă în apă și trecu mai departe fluierând. Peștișorii se hotărâră atunci ca fiecare să-i îndeplinească o dorință. Flăcăul se puse să adune lemne, dar după o vreme obosi. Înainte să meargă acasă, își spuse în gând: ce bine ar fi să mă poarte lemnele pe mine până acasă, decât să le car eu pe ele. Dar nici nu gândi bine una ca asta, că se și văzu luat pe sus. În drum spre casă, trecu pe lângă palat, iar în curtea palatului o zări pe fata cea mică a împăratului. Atunci își spuse flăcăul în gând: ce bine ar fi să se îndrăgostească frumoasa prințesă de mine, așa cum m-am îndrăgostit și eu de ea. A doua zi, ce să vedeți, la ușa lui bătu prințesa însăși și după ce vorbiră puțin el, ea acceptă să-i devină soție. Dar părinții fetei nu erau de acord cu această căsătorie, căci băiatul era sărac și nici măcar n-avea o casă sa, ci locuia împreună cu părinții și cu cei patru frați ai săi. Aflând că părinții fetei nu sunt de acord ca el să le devină ginere, se duse în grădină supărat și spuse cu tristețe: ce bine ar fi să am o casa mea, lucrurile ar sta altfel și aș fi pe deplin fericit alături de prințesă. Ca din senin, apăru în acel loc o casă mare și frumoasă. Atunci băiatul își aminti de cei trei peștișori și spuse în gând: vă mulțumesc pentru ajutor. Băiatul cel sărac și prințesa trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.